Le verbe, le verbe, verbul. Le mod infinitiv, le mod infinitiv, modul infinitiv. Le verbe, le verbe, verbul. Infinitiv, le mod infinitiv, modul infinitiv. En français, en français, în franceză, il y a trois groupes, il y a trois groupes. Există trei grupe. Le premier groupe, le premier groupe, grupa întâi, a des verbes, a des verbes, are verbe, qui finissent, care se termină, en er, en er, în er. Le deuxième groupe, le deuxième groupe, grupa a doua, a des verbes, a des verbes, qui finissent, care se termină, en ir, en ir, în ir. Le troisième groupe, le troisième groupe, grupa a treia, a des verbes, a des verbes, are verbe, qui finissent, care se termină, en, în, o, ir. O-I-R, O-I-R, R-E, 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 I-R, I-R, I-R. Vous observez, observez que le substantif groupe est de masculin, que le substantif groupe est de masculin. Substantivul groupe este de masculin, groupe. Grupă. Le grup signifie grupa, mais aussi grupul. Da? Înseamnă grupa, dar și grupul. Donc, deci, il y a trois groupes, sunt trei grupe. Le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe, grupa întâi, a doua, a treia. Mais, dar, il y a cinq terminaisons. Il y a cinq terminaison. Sunt cinci terminații. E, R, 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 I, R, I, R, IR, O, I, R, O, I, R, O, IR, R, E, R, E, RE, I, R, I, R, IR. Des verbes du premier groupe. Des verbes du premier groupe. Verbe de grupa întâi, qui finissent en ER, qui finissent en ER, care se termină în ER. Aider quelqu'un, aider quelqu'un, a ajuta pe cineva. N'oubliez pas de mettre je apostrophe quand vous le conjuguez. N'oubliez pas de mettre apostrophe quand vous le conjuguez. Nu uitați să puneți je apostrophe când îl conjugați. Pourquoi? De ce? Parce qu'il y a la voyelle A. Parce qu'il y a la voyelle A. Pentru că se află vocala A. Aimer le travail. Aimer le travail. A iubi munca. Ce verbe a le même Ce verbe a le même problème. Are aceeași problemă verbul acesta. On doit mettre je apostrophe quand on le conjugue. On doit mettre je apostrophe quand on le conjugue. Trebuie să punem je apostrof când îl conjugăm. Aller à l'ambassade, aller à l'ambassade, a merge la ambasadă, ou sau aller chez le médecin, aller chez le médecin, a merge la medic. J'ai mis ce verbe en rouge, j'ai mis ce verbe en rouge, am pus verbul acesta cu roșu, parce qu'il est irrégulier, pentru că este irregulier. Este neregulat. Il ne respecte la regla. Nu respectă regula. N'oubliez pas d'utiliser chez pour les personnes. N'oubliez pas d'utiliser chez pour les personnes. Nu uitați să folosiți chez pentru persoane. On dit, spunem, chez le médecin, la medic, chez moi, la mine, sau acasă la mine, chez toi, la mine, sau acasă la tine, mais on dit, dar spunem, à l'école, la școală,
à la bibliothèque, la bibliothèque, au musée, la museu. Apporter le certificat médical, apporter le certificat médical, a aduce certificatul medical ou sau apporter le passeport, apporter le passeport, pașaportul. Ce verbe commence avec une voyelle? Ce verbe commence avec une voyelle. Verbul acesta începe cu o vocală. Donc, on doit mettre J apostrof. Deci, trebuie să punem J apostrof. Quand on le conjugue. Când îl conjugăm. Cherchez un dictionnaire. Cherchez un dictionnaire. Căuta un dicționar. Acheter un croissant. Acheter un croissant. A cumpăra un corn. Ce verbe a deux problèmes. Ce verbe a deux problèmes. Verbul acesta are două probleme. Premièrement, on doit mettre J apostrof. Premièrement, on doit mettre J apostrof. Mai întâi trebuie să punem J apostrof. Parce qu'il y a la voyelle. Parce qu'il y a la voyelle A. Pentru că este vocala A. Le deuxième problème. Le deuxième problème. A doua problemă. Il finit en éther. Il finit en éther. Se termină în éther. Les verbes qui finissent en éther, les verbes qui finissent en éther, verbele care se termină în éther, reçoivent, reçoivent, primesc un accent grave, un accent grave, un accent grave, devant une terminaison muette, devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute, à l'indicatif présent, la indicativul prezent. Terminaison muette. Quelles sont les terminaisons muettes? E, E, S, E, N, T. E, S, N, T. Mais, il y a aussi des verbes en éther. Mais, il y a aussi des verbes en éther. Dar sunt și verbe în éther qui ne reçoivent pas d'accent grave. Reçoivent pas d'accent grave, care nu primesc accent grave devant une terminaison muette. În fața unei terminații mute, mais qui double la consonne devant une terminaison muette. Ci dublează consoana în fața unei terminații mute. Associer une question et une réponse. Associer une question et une réponse. Asociați, asocia o întrebare cu un răspuns. N'oubliez pas de mettre je apostrof quand vous le conjuguez. Nu uitați să puneți J apostrof când îl conjugați. Changer de l'argent, changer de l'argent, a schimba. Les verbes qui finissent en ger, verbele care se termină în ger, cum se manger, cum este manger, changer, a schimba, doivent intercaler, trebuie să intercaleze la voyelle E. Vocala E. E. Vocala E. Pour pouvoir prononcer J, ca să putem să pronunțăm J. Si on oublie de mettre la voyelle E, dacă uităm să punem vocala E, on doit prononcer nous changons. Trebuie să pronunțăm nous changons. E, ce n'est pas correct. E, ce n'est pas correct. Și nu este corect. Nous changons. Nous changons. Cherchez un dictionnaire. Chercher un dictionnaire, a căuta un dicționar. Commencez-vous, commencez-vous, a începe de vreme. Attention, atenție, les verbes qui finissent en cer, les verbes qui finissent en cer, verbele care se termină în cer, ont un problème, au o problemă. Le problème apare à la première personne du pluriel. Le problème apare à la première personne du pluriel. Problema apare la persoana întâi plural, al indicativ prezent, al indicativ prezent. Cum vous observez, cum observați, on doit mettre la sedi. Trebuie să punem la sedi, sedila. Quand on met la sedi en français, quand on met la sedi en français, când punem sedila în franceză, c'est simple, este simplu. Devant A, devant A, în fața lui A, O, O, et U. U și U. Deci A, O, U, A. Nous commençons. Si on oublie la sedi,
Si on oublie la sedi, dacă uităm sedila, on doit prononcer, trebuie să pronunțăm nous commençons. Et ce n'est pas correct. Și nu este corect. Compléter par. A completa cu. Ce verbe a un problème. Verbul acesta are o problemă. Vous remarquez qu'il y a l'accent aigu. Remarcați că este accentul ascuțit. E avec accent aigu. E-ul cu accent ascuțit. A droite, la dreapta. Mais, à l'indicatif présent, dar la indicativ prezent, devant une terminaison muette, devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute, l'accent aigu, accentul ascuțit, se transforme en accent grave. Se transformă în accent grav. Continuer. A faire quelque chose. Continuer à faire quelque chose. A continua să facă ceva. Créer des documents. Créer des documents. A crea documente. Toujours des verbes du premier groupe. Tot verbe de grupa întâi. En ER. En ER. În R. Déjeuner en ville. Déjeuner en ville. A lua prânzul. În oraș. Détester le mensonge. Détester le mensonge. A ură minciuna. Vous observez que mensonge est de masculin. Mensonge, minciună este de masculin. Dîner en ville, dîner en ville, a lua cina în oraș. Donner la forme correcte, donner la forme correcte, a da forma corectă. Écouter de la musique, écouter de la musique, a asculta muzică. N'oubliez pas de mettre je apostrophe, n'oubliez pas de mettre je apostrophe. Nu uitați să puneți j apostrof cam vulul conjugie, când îl conjugați. Parce qu'il y a e, pentru că este vocala e. E. Envoyer de mail. Envoyer de mail. A trimite mail-uri. Envoyer une lettre. Envoyer une lettre. A trimite o scrisoare. Ce verb est du premier groupe. Verbul acesta este de grup. Il finit en ER. Il finit en ER. Se termină în R. Mais, si vous remarquez, dacă remarcați, il finit en OYER. OYER. Se termină în OYER. Les verbes qui finissent en E, OYER, verbele care se termină în OYER, în OYER, ont un problème. Au o problemă. À l'indicatif présent, la indicativul prezent, le Y se transforme en I. Y-ul se transforme en I devant une terminaison muette. În fața unei terminații mute. Quelles sont les terminaisons muettes? Care sunt terminațiile mute? E, ES, ENT. E, S, ENT. N'oubliez pas de mettre je apostrophe quand vous le conjuguez. Nu uitați să puneți je apostrophe când îl conjugați. Étudier beaucoup. Étudier beaucoup. A studier. On doit mettre je apostrophe. Trebuie să punem je apostrophe quand on le conjugue. Când îl conjugăm. Habiter dans le quartier. Habiter dans le quartier. A locui în cartier. On doit mettre je apostrophe quand on le conjugue. Trebuie să punem je apostrophe când îl conjugăm. Identifier les verbes. Identifier les verbes. Identifica verbele. On doit mettre je apostrophe quand on le conjugue. On doit mettre je apostrophe quand on le conjugue. Trebuie să punem je apostrophe când îl conjugăm. Imaginez le travail. Imaginez le travail. A imagina munca. Toujours je apostrophe. Tot je apostrophe quand on le conjugue. Când îl conjugăm. Inviter un ami. Inviter un ami. A invita un prieten. Toujours je apostrophe. Apostrof, toujours je apostrof, tot je apostrof. Jouer au basket, jouer au basket, a juca basket. Jouer au tennis, jouer au tennis, a juca tennis. Louer un appartement, louer un appartement, a închiria un apartament. Manger de la salade, manger de la salade, a mânca salată. Manger des fruits, manger des fruits, a mânca fructe. Se vede. Verbul acesta are o problemă. Cum vous observez, cum observați, il finit en ER, se termină în ER, în R, parce que c'est un verb du premier groupe, P
pentru că este un verb de grupa întâi, me, dar, il finia în ger, il finia în ger, se termină în ger. Le verb qui finis en ger, verbele care se termină în ger, doav intercale, trebuie să intercaleze en e, en e, un e. Si on oublie d'enlever e, dacă uităm să intercalăm e-ul, on doit prononcer, trebuie să pronunțăm numangon. Et ce n'est pas correct, și nu este corect. Pour les verbes qui finissent en ger, n'oubliez pas de mettre un e avant ons. Nu uitați să puneți un e înainte de ons. Organiser une fête, a organiza o petrecere. On doit mettre je apostrophe quand on le conjugue. Trebuie să punem je apostrophe când îl conjugăm. Parler français, a vorbi franceză. Préférer les fleurs, a prefera florile. Ce verb a un problème, verbul acesta are o problemă. Vous observez l'accent aigu, à droite, observați accentul aigu, l'accent aigu, accentul ascuțit la dreapta, care se transformă în accent grav, da, în accent grav, devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute, al indicativ prezent, la indicativul prezent. Quelles sont les terminaisons muettes, care sunt terminațiile mute, qui ne se prononce pas, care nu se pronunță, e, s, e, n, t. Préparer des gâteaux, a pregăti prăjituri. Programer des logiciels, a programa softul. Promener le chien, a plimba câinele. Ce verb a un problem, verbul acesta are o problemă, parce qu'on doit mettre un accent, trebuie să punem un accent grav, la indicativul prezent, devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute. Les terminaisons muettes sont, e, e, s, e, n, t, e, s, n, t. Proposer une solution, a propune o soluție. Quitter Paris, a părăsi Parisul. Recharger les batteries au sens figuré, a încărca bateriile, da, la figurat. Nous rechargeons, noi încărcăm. Quel est le problème avec ce verb? Care este problema cu verbul acesta? Cum verb manger, ca și verbul manger, on doit intercaler un e. Trebuie să intercalăm un e, un pour pouvoir prononcer rechargeons. Mais seulement la première personne du pluriel a ce problème. Dar numai persoana întâi plural are această problemă. Regarder un film, a privi un film, ou regarder une série, sau a privi un serial. Reparer des ordinateurs, a repara computere. Répétez la phrase, a repeta propoziția. Quel est le problème? Care este problema? Vous observez que l'accent aigu, accentul ascuțit, devine grav, al indicativ prezent, devant une terminaison muette, în fața unei terminații mute. Les terminaisons muettes, terminațiile mute, e, s, e, n, t. Réserver une chambre, a rezerva o cameră. Supposer quelque chose, a presupune ceva. Telefoner à un ami, a telefona unui prieten. Transformer selon l'exemple, a transforma după exemplu.
Travaillé beaucoup, travaillé beaucoup, a munci mult. Trouver un bureau de change, trouver un bureau de change, a găsi o casă de schimb, de schimb valutar. Utiliser le téléphone, utiliser le téléphone, a utiliza telefonul. N'oubliez pas de mettre je apostrof, nu uitați să puneți je apostrof, quand vous le conjuguez, când îl conjugați. Visiter la ville, visiter la ville, a vizita orașul. Voyager en France, voyager en France, a călători în Franța. Le verbe voyager se conjugue comme le verbe manger. Verbul voyager se conjugă ca verbul manger. Donc, deci, à la première personne du pluriel, à la première personne du pluriel, la persoană întâi plural, noi, on doit intercaler un E. Trebuie să intercalăm un E pour pouvoir prononcer J, ca să putem să pronunțăm J. Nous voyageons, nous voyageons, noi călătorim. Si on oublie le E, dacă uităm E-ul, on prononce nous voyagons, nous voyagons. Et ce n'est pas correct. Și nu este corect. Des verbes du deuxième groupe, des verbes du deuxième groupe, verbe de grupa a doua, qui sont peu, care sunt puține, et qui finissent en IR, și care se termină în IR, în IR. Finir la phrase, finir la phrase, a termina propoziția. Choisir la bonne réponse, choisir la bonne réponse, a alege răspunsul corect. Réussir, a tupri, réussir, a tupri, a reuși cu orice preț. Applaudir les acteurs, applaudir les acteurs, a aplauda actorii. Rougir de honte, rougir de honte, roșii de rușine. Polir les ongles, polir les ongles, a pili unghiile. De verbe de troisième groupe, verbe de grupa a treia, qui finissent en IR, care se termină în IR, în IR. Obtenir une pièce d'identité. Obtenir une pièce d'identité. A obține un act de identitate. J'ai écrit en rouge, j'ai écrit en rouge, am scris cu roșu, parce que le verbe du troisième groupe, parce que le verbe du troisième groupe, pentru că verbele de grupa a treia sunt irregulier, sunt neregulate. Ne respectă pas nu respectă regula. Partir en vacances. Partir en vacances, a pleca în vacanță. Partir en voiture. Partir en voiture, a pleca cu mașina. Partir en train. Partir en train, a pleca cu trenul. Partir en avion. Partir en avion, a pleca cu avionul. Tenir quelque chose. Tenir quelque chose, a ține ceva. Venir à temps, venir à temps, a veni la timp. Venir en France, venir en France, a veni în Franța. Vivre à la campagne, vivre à la campagne, a trăi la țară. Vivre en ville, vivre en ville, a trăi în oraș. Vous remarquez, remarcați că c'est un verbe du troisième groupe qui finit en re. E un verb de grupa a treia care se termină în re. Suivre, suivre, en cours. Suivre, en cours. A urma un curs. Prendre de cours, prendre de cours, a lua cursuri. Prendre le bus, prendre le bus, a lua autobuzul. Prendre le métro, prendre le métro, a lua metroul. Prendre un café, prendre un café, a lua o cafea, prendre vacances, prendre de vacances, a lua vacanță. S'inscrire, s'inscrire en cours, a se înscrie la un curs. C'est un verb pronominal, este un verb pronominal. Comment je sais qu'il est pronominal? Cum știu că este pronominal? Je vois le S, văd S-ul. A scrie en cours. S'inscrire à un cours, a se înscrie la un curs. Lire un livre, lire un livre, a citi o carte. Lire une revue, lire une revue, a
citi o revistă, U sau lire un magazin, lire un magazin, a citi o revistă, donc, deci, une revue, un magazin, ce sont des synonymes, da? Revue și magazin sunt sinonime. Une nouvelle, lire une nouvelle, a citi o novelă. Lire un roman, lire un roman, a citi un roman. Lire un journal, lire un journal, a citi un ziar. Cum vous pouvez remarquer, cum puteți să remarcați, lire, c'est un verbe du troisième groupe. Lire este un verb de grupa a treia et il finit en re și se termină în re. R-E, R-E, re. Faire du sport. Faire du sport, a face sport. Faire de la natation, faire de la natation, a face un not. Faire du jogging, a face jogging, a alerga. Faire du tennis, faire du tennis, a face tennis. Faire du foot sau du football, faire du foot sau du football, a face fotbal. Faire du squash, faire du squash, a face squash. C'est une sorte de tennis, mais joué au mur. Este un fel de tennis, dar jucat la zid. Faire du volley, faire du volley, a face volley. Faire du judo, faire du judo, a face judo. Faire du stretching, faire du stretching, a face stretching, adică întind, a la clasă de educație fizică, la ora de educație fizică. Faire de la danse, faire de la danse, a face dans. Faire de l'aerobic, faire de l'aerobic, a face aerobic. Faire un régime, faire un régime, a ține un regim. Boire un café, boire un café, a bea o cafea. Boire un jus de fruit, boire un jus de fruit, a bea un suc. Attention, normalement on doit prononcer un jus de fruit, un jus de fruit. Așa ar trebui să pronunțăm, un jus de fruit. Mais personne ne prononce un jus de fruit. Nimeni nu pronunță un jus de fruit. On dit un jus de fruit, un jus de fruit, un suc. Boire de l'eau, boire de l'eau, a bea apă. Connaître un bon professeur, connaître un bon professeur, a cunoaște un profesor bun. Connaître le français, connaître le français, a cunoaște franceza. Connaître une ville, connaître une ville, c'est un oraș. Connaître une langue étrangère, connaître une langue étrangère, a cunoaște o limbă străină. Connaître un film, connaître un film, a cunoaște un film. Connaître Paris, connaître Paris, a cunoaște Parisul. Connaître un bon restaurant, connaître un bon restaurant, a cunoaște un restaurant bun. Avoir de la patience, avoir de la patience, a avea răbdare, ou avoir de la chance, avoir de la chance, a avea noroc. Vous observez că c'est un verb du troisième groupe, observați că este un verb de grupa a treia, et il finit en OIR, et il finit en OIR. Și se termină în OIR, în OIR. Devoir, devoir, perdre de kilo. Devoir, perdre de kilo. A trebui să pierdă kilograme. Pouvoir nager, pouvoir nager. A putea să înnoate. Savoir la poezie. Savoir la poezie. A ști poezia. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la vidéo. Et n'oubliez pas, și nu uitați de vous abonner, să vă abonați à la chaîne Le Français avec Gabriel. À la chaîne Le Français avec Gabriel. La canalul Franceza cu Gabriela. À bientôt. A bientôt, pe curând!